okay. Sunt necă și etnanscă, e suficient. Ceau, ceau, salutări. Ești pregătit? Nu știu. Nu. E super pregătit. Bună seara, oameni buni, și bine ați venit la rostul lui Spike. Sper că îmi împărtășiți entuziasmul de a fi aici. Faceți o chestie absolut formidabilă. După cum probabil știți, banii voștri merg la o cauză nobilă, mai precis Spitalul Fundeni. Deci sunteți ok cu Dumnezeu pe seara asta. Pentru cei care n-au mai văzut un roast sau n-au mai fost la un roast, regulile sunt foarte simple. Noi toți ne pișăm pe Spike și la final Spike se pișe pe noi. Sau se spânzură, pentru că omul are... Realmente are probleme foarte grave cu... Și desigur, regula ca întotdeauna, cine se supără, mă, să-i curvă. Suntem ok cu treaba asta? Da. Păi atunci, părerea mea este să îi dăm drumul. O să invit alături de mine pe oamenii responsabili cu răutățile în această seară. Nu o să-i băgăm pe rând, pentru că pe unii nu-i știți și o să fie penibil dacă nu aplaudați. Așa că, într-o ordine absolut întâmplătoare, vă rog aplauze pentru Radu Bucălae, Radu Isaac, Mane Voico, Cristi Popescu, Dan Frânculescu, Cătălin Bordea, Elena Voinea, Andrei Șobanu, dacă n-am zis nou, îmi cer scuze. Aoleu! Știți cum la emisiunile de la televizor, mai ales emisiunile concurs, se preferă invitații cu un trecut trist ca să impresioneze publicul? Noi am ales oameni cu un viitor trist. Din același motiv. Acum îmi dau seama. Cristi Popescu lângă Dan Frânculescu arată ca înfruntarea dintre Mr. Proper și mizeria din scurgere. Doamne, ce mă bucur că sunt aici! De asemenea, probabil ați observat, au venit să fie alături de Spike și toți prietenii lui din industria muzicală. Micuțu, sigur ați observat că nu e aici, din păcate... Nelu Cortea a făcut roșu în gât și n-avea cu cine să-l lase. Dar să nu ne mai lungim cu glume despre oamenii de aici, pentru că fanii lui Spike au școală mâine dimineață și să-l invităm alături de noi pe omul serii, un geniu al muzicii pentru liceeni și femei divorțate. Aplauze, vă rog, pentru Spike! Așadar, Spike. Vezi, Spike, câți oameni au venit aici când auzi că nu cânti? Wow, wow, ce bun. Spike, am onoarea să-l cunosc pe Spike de mulți ani. Aș îndrăzni să spun că suntem chiar prieteni, cunoștințe. Îl știu de pe vremea când Tudor Gheorghe nu-și vindea piesele. Paul Mărăcine este cel mai original compozitor de melodii care au mai fost compuse odată. Wow, it's horror. Un artist minunat, un om așa și așa. Știți, sunt foarte mulți oameni care spun că rapul românesc de acum s-a dus de râpă. Dar eu le spun nu. Întreaga populație adultă a României. Nu ai dreptate. Rap-ul de acum are aceleași coaie, același spirit contestatar, agresiv, al străzii, aceeași violență verbală, aceeași frustețe a cartierului.
pe care o avea rap-ul românesc în anii 2000. Nu e nicio diferență. Și ca să vă dovedesc, voi citi câteva versuri dintr-o piesă a anilor 2000 și o piesă mai recentă. O să încep absolut la întâmplare cu: din dorința de mai bine, vă urez tumori maligne. Îmi trag pula la Xerox să vă fac insigne. N-o să vă spun care-i care. Și cealaltă, absolut la întâmplare: filmul ăsta mi se pare cunoscut. Ăsta nu-i visul pe care l-am avut. Ăla în care tu mă pupi și mă iubi, iubi mult. Wow. Dar destul de la mine, o să-l invit aici, la pupitru, pe primul roaster din această seară, care este Radu Bucălaie. Radu Bucălaie s-a însurat de curând, a găsit, vezi, nimănui nu-i pas. S-a însurat de curând, a găsit singura femeie din România care nu știa că după căsătorie trebuie să ia numele lui de familie. Aplauze, vă rog, pentru Radu Bucălaie! Bună. Mulțumesc, Adrian Nicolae. Bună seara, oameni buni. Am adus în seara asta aici să facem încă un lucru pe care Spike nu o să-l aprecieze, pentru că el de mic suferă de sindromul muist. El este omul pentru care primele 4 litere din alfabet vin de la aroganță, bani, cocaină și dezalcoolizare. În seara asta avem alături de noi Sfânta Treime a Urâților, Isaac, Mane și Ciobanu. Mane arată ca un șofer de camion care negociază o muie la 25 de lei pentru că îi se pare prea scumpă, măi, e prea scump 25 de lei pentru o muie. Și Radu-s mustața aia rară, zici că e părul de pe ceafa lui Bordea. Dar Mane Voicu este un stand-upper foarte bun, excelent. Dar să vedeți cum pune grese și faianță, uiuiui. Fabulos. Lucru pe care cred că îl face și Radu Isaac în Anglia, că de-aia s-a mutat acolo. El face stand-up Radu prin toată Europa de câțiva ani, pentru că are un vis foarte mare, vrea ca toată lumea să nu înțeleagă ce vorbește. E singurul comedian care are nevoie de translator, din română în română și din neamuzant în amuzant. Vocea, eu cred, bag mâna în foc, că vocea lui Radu Isaac este motivul pentru care englezii vor Brexitul. N-am mai auzit ceva atât de groaznic de când făcea Ciobanu matinal la Kiss FM. Și am pus verbul la trecut pentru că în prezent nu-l mai suport. Care pe deasupra a scos și o carte, a doua carte, se numește Sugiu Andrei, inspirată din propria viață. Pentru că asta auzea mereu de la unchiul lui când era acasă. Și dacă tot am ajuns la glume cu sub pula, tăticul lor, Dan Frânculescu, este aici. Mare boss, acest comediant al zidarilor de pretutindeni, această concurență al Unai Nicolae, sau cum îi spun oamenii, a cincea roată de la Căruța Comics Club. Singurul contact pe care l-a avut Frânculescu cu o femeie a fost atunci când mama lui a vrut să-l avorteze și doctorița a zis: eu nu pun mâna pe așa ceva. Și astea sunt niște cuvinte dure, sunt foarte dure, dar gândiți-vă că cuvintele astea le aude mereu Elena Voineac prin baruri de la bărbații care vorbesc despre ea. Elena Voineac își aduce mama la fiecare show pentru că vrea să se asigure că nu o fute nimeni niciodată. Pe Elena, că pe maică s-a din păcate prea târziu. Că uitați ce rebut a făcut. Unde-i doamnă? Elena e atât de tristă încât Acu Weather îi arată mereu că plouă. Elena, știi ce e nasol la copacii din București? Că nu te spânzuri tu de ei. Și pe vei emoții.
Pe George Adrian, acolo sus, ar putea să-l știți de pe YouTube. Și aș putea spune foarte multe despre George, dar din păcate nu am cazierul lui la mine seara asta. Foarte multe lucruri aș putea să spun și despre Cătălin Bordea. Pentru ce nu știe, Cătălin vorbește foarte repede la show-urile lui, asta ca să nu ai timp să-ți dai seama că e prost. Dar nu e vina lui, e vina alcoolului, pentru că bea foarte mult, bea foarte mult șpriț. Bea atât de mult șpriț, încât corpul lui e făcut din 75% apă minerală. Și la anul Bordea o să fie nașul meu, o să fie părintele meu spiritual, deci o, practic... Ba, o să fie, crede-mă. Deci, practic, sunt familia lui, ceea ce acum îmi dă tot dreptul să-l părăsesc și să trec la Cristi Popescu. Cristi Popescu e fix. E cel mai nemișcat comedian din România. Eu cred că la un moment dat, acum mult timp, Cristi Popescu a luat o poziție de prost și a rămas așa. Deci sunt... Dar să vorbim despre unul pentru care ne-am adunat aici și pe care îl respectăm. Paul. Oameni buni, se spune că geniile muzicale mor la 27 de ani. Paul prinde 85 lejer. N-am niciun dubiu, cu siguranță. Paul e genul de rapper pe care dacă îl superi, el nu intră peste tine în casă, el intră în depresie. Și nu vreau să zic că se droghează, dar pagina lui de Wikipedia are colțul rupt pentru că și-a făcut filtru pentru joint. A avut o viață destul de grea în muzică pentru că a renunțat la toate casele de producție cu care a colaborat. În 2006 a reziliat contractul cu 20 CM Records pe motiv că nu se potriveau. Și așa e, pentru că Paul are doar 12 cm. După aia, mai târziu, a fost și la Okapi, dar a plecat și de la Okapi și acum a rămas cu Ocola. Multor iubite, Paul le-a dat papucii. Nu i-a pășat, a fost așa. Singura femeie de care n-a putut să se despartă e managerul lui, Marian. Pentru că e foarte greu să te desparți de un om care se uită în ochii tăi și zice: eu mereu te-am iubit, Spike! Eu am crezut în tine, iubește-mă! Singura femeie care încă îl suportă pe Spike e iubita lui, care e actriță. Și trebuie și ea să mănânce ceva. Ea îi mănâncă mâncarea, el îi mănâncă zilele și ei ne mănâncă pe noi toți. De-a lungul vremii, în România au fost foarte multe disuri între rapperi și certuri, dar Paul n-a fost implicat în niciunul, niciodată, pentru că nu l-a lăsat mami și tati să se certe cu băieții că poate face buba! Paul cheltuie foarte mulți bani aiurea, prea mulți din punctul meu de vedere, de curând și-a cumpărat un microscop pentru că vrea și el să-și vadă cariera. Și... pentru că oamenii cu bani sunt foarte aroganți, Paul nu face excepție. Paul e foarte arogant. E atât de arogant încât atunci când își face liniuța de cocaină, face așa. Ce să mai... Spike are foarte multe probleme. Are toate problemele din lume. Dar cea mai mare problemă a lui e că se crede rapper. Nu... iartă-mă, nu ești. Nu, nu poți. Nu poți să fii rapper dacă nu ai trecut prin greutăți. Nu poți să fii rapper dacă n-ai avut probleme cu poliția, dacă n-ai cicatrici din bătăi. Nu poți să fii rapper. Nu ești rapper dacă vorbești cu pupii iubi și dacă ai crescut printre blocurile tale. Nu merge. Dar cu toate astea, să știi că pentru că am standarde foarte joase muzică, ești, ai fost și vei rămâne rapperul meu preferat. Mulțumim pentru tot. Aproape te iubesc. O seară frumoasă. A fost Radu Bucălaie. Radu Bucălaie este răspunsul la întrebarea: domnul Micuțu, vreți să faceți o reclamă pe bani puțin sau ne recomandați pe cineva? Urmează aici, la microfon, Dan Frânculescu. Dan Frânculescu arată ca și când tocmai a înjunghiat o femeie a străzii pe care o iubea. Aplauze, vă rog, pentru Dan Frânculescu!
Salut, salut. Mă bucur că sunt după Bucălaia. Am văzut că mult mai degajat. Se pare că îi schimbă micuțul nisipul mai des. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt foarte onorat că m-ați chemat la reuniunea asta a figuranților din videoclip Manele Manele. Și că ați chemat... Și că ați chemat-o și pe doamna de la curățenie, că merită și ea să mă rog. E și ea un suflet până la urmă, nu? Începem cu Adrian Nicolae, omul care ne-a prezentat în seara asta. Îl știți pentru că a prezentat foarte multe show-uri. Adrian Nicolae e omul care prezintă orice, mai puțin interes. Mă uit la prezența lui scenică și trebuie să mărturisesc că are ceva din Pelea. Pelea Pulii. Și altfel, Adrian Nicolae pare resemnat pentru că orice s-ar întâmpla în seara asta o să plece acasă cu buzele umflate. Dacă Adrian Nicolae ar fi rapper, numele lui de scenă ar fi Lil Hungry. Andrei Ciobanu, băi, și ăsta e complex. Fotbalist, om de radio, scriitor, scenarist. Bă, omul ăsta are mai multe ocupații decât fire de păr. Mă uit la el și pare genul de om care se tunde cu fönul. Altfel, trebuie să recunosc că Andrei Ciobanu e un om norocos. Uneori chiar îl suspectez că a călcat în manuscrisul Sugio Ramona. Nici măcar n-au râs, au aplaudat. Bă, dar nu pe bune. Vă dați seama câți copaci au fost tăiați degeaba pentru cartea aia? Noroc că Dumnezeu și Măicuța Domnului veghează acolo sus în ceruri și s-au răzbunat, așa că i-au defrișat și capul. De-aia capul lui Ciobanu arată acum ca o marmotă cu psoriazis. Dacă Ciobanu ar fi rapper, numele lui de scenă ar fi Praf Daddy. Îl avem aici pe Bordea, al doilea moldovean din seara asta care a rămas fără păr. Da, e aici Cătălin Bordea, singura asistentă TV căreia nu îi se cere periodic test de secreție. Bordea are multe tatuaje, printre care și pe Leonardo da Vinci, pe care îl admiră foarte mult, mai ales după rolul făcut în Titanic. Dacă Bordea ar fi rapper, numele lui de scenă ar fi Ticaș în 69. Îl avem aici pe omul care arată ca un ghemotoc de păr tușit de o pisică fumătoare. Salut, Geo! Bă, nu o să mai iau foarte tare de Geo, fiindcă știu că e foarte trist în perioada asta, pentru că lui toamna îi pleacă berzele din barbă. Geo e și un personaj singuratic, nu râdeți. E atât de singur încât și-a instalat un Tinder pentru mâini, recent. Dacă Geo ar fi rapper, numele lui de scenă ar fi Fraca da Dic. Sunt două chestii care mă zgârie pe urechi în seara asta și amândouă încep cu Mane. Cel mai cunoscut hit al lui Spike și Voicu. Mane Voicu are mereu pe chip îngrijorarea omului care a tras o bășină umedă în metrou și trebuie să coboare la prima. Mane Voicu e genul de bărbat căruia și prostituatele îi spun că le doare capul. Și tot Mane e genul de bărbat care le confirmă lesbienilor faptul că au luat o decizie corectă. Ca să câștigi un ban în perioada asta, Mane și-a închiriat fruntea pentru panotaj electoral. Respect. Și dacă Mane Voicu ar fi rapper, numele lui de scenă ar fi Altul Nimeni. Avem și un moldovean cu păr în seara asta printre noi, doar că pe majoritatea l-are în nas, Radu Isac, salut! Când îi curge nasul, Radu nu cumpără șervețele, el cumpără obeuri. Pe lângă asta, Radu are și ochii încrucișați, pentru că nici lui nu-i vine să creadă cât ai bârnău oare încă și să uită în continuare. Dacă Radu Isac ar fi rapper, numele lui ar fi, evident, The Notorious Nas. Popescu, al treilea moldovean cochilie din seara asta, vezi că e o serie.
să mor eu aici, pare o reuniune de aia de noua dreaptă. Și când zic noua dreaptă, nu mă refer la iubita lui Geo. Popescu e un personaj mereu tânăr, pentru că nu-și dă seama dacă a albit sau nu, n-are reperele. Părul lui Popescu e ca tatăl lui Bordea. L-a părăsit mult prea devreme și acum îl vede doar în poza din portofel. Dacă Popescu ar fi rapper, numele lui de scenă ar fi, evident, Big Kelly E. Mi se pare la prima mână să fac glume despre Popescu, că arată ca pula mea când mi s-a terminat bateria la mașina de tuns. Așa că nu o să fac. Dar când am fost cu Popescu la bordel, prostituata l-a scuipat din instinct pe cap. Îl avem și pe Bucolae aici. Am observat că Bucolae vorbește foarte strident. Cred că pe el l-aud doar câinii. Probabil de-aia nu se râde la el la stand-up. Bucolae e așa de urât că atunci când maică s-ar plimba prin parc, îl punea în cărucior cu fața în jos. Băi, așa de urât că ultima dată când a fost într-un magazin de oglinzi a plecat de acolo cu 287 de ani de ghinion. Și Radu Bucălaie e poreclit sârmă, nu pentru că arată așa, ci pentru că se usucă femeile pe el. Wow! Wow! Bucălaie e căsătorit, mi se pare extraordinar. Bucălaie e căsătorit, dar știu sigur că ea s-a căsătorit din interes, pentru că cu el în mașină poate să parchezi oricând la handicapați. Și final Bucăraie mi se pare că arată ca și când Picasso a vrut să picteze un curs și la final a zis: bă, dar dacă îi punem și niște ochi așa? Dacă Bucălaie ar fi rapper, numele lui ar fi S-Face Killer. Mă uit așa la panelul ăsta de roaster și mi se pare că arată cu un mix de la denuci de rei de la OMV. Un mix de nuci în care s-a rătăcit o stafidă. Elena Voineag... Îmi cer scuze mamei, ei. Dacă Elena ar fi rapper, numele ei de scenă ar fi Nuții Menaj, a.k.a. Mamae. Ca de obicei, pe Elena au anunțat-o cu mult înainte că trebuie să vină la acest roast, ca să aibă timp să-și ruleze labile, să nu încurce la mers, știi, să mai întâmplă. De-aia și-a luat rochia asta, că oricum nu a reușit să... A rulat doar una. Din patru. E și bătrâioară și grasă pe locuri, drept pentru care a fost aleasă imaginea Ana Aslană. Voinaghe, cum e creta la biliard, accept să-ți oferici puțin în ea doar ca să dai la ceva mai bine după. Trecem la Spike, pe care îl felicit, e omul care într-un timp atât de scurt a reușit să devină un nume antonim cu hip-hop-ul. Respect, bro! Păi eu zic sincer, când am fost chemat să rostuiesc pe omul ăsta, mi s-a zis că e Spike, Paul Mărăcine. Am zis, Paul Mărăcine? Zice Spike, a, zi-mă băiatul ăla care o piesă întreagă se chinuie să pronunțe cuvântul manele. Îți iese pe la a patra oară, să știi. Spike merge la aceeași sală cu Bordea, dar arată ca și când ar mânca, doar când scoate o piesă bună. La cum arată Spike, sunt convins că lui îi place să fute scorburi de copaci, de-aia că de câte ori trece pe lângă o pădure, nebunesc alcâmii. Spike a declarat, mi se pare amuzant asta cu vedetele, Spike a declarat la un moment dat că depresia l-a pus la pământ, mă. Mi s-a părut, bă, super ok, în sfârșit, ai fost la același nivel cu talentul muzical. Deși eu îl suspectez că a fost la psihiatru doar ca să-l asculte și pe el cineva. Spike a mai spus într-un interviu, sunt retras, introvertit și sensibil. Bă, bravo, ai trei lucruri în comun cu penisul lui Geo. Se dă gangsta așa, dar cel mai gangsta lucru pe care l-a făcut a fost când a scos USB-ul fără să dea safely remove. Bă, dar să nu fim răi, acum serios, hip-hop-ul chiar l-a transformat în gangsta, pentru că acum când iese din casă nu-și mai bagă mai eu un ștramp. Spike a colaborat un material cu Paraziții. Băi, excelent. Și nu numai atât, mi-am dat seama că el a și servit ca inspirație pentru titlul albumului, Fabricant de Gunoi.
Și aș vrea să văd o colaborare între Spike cu Smiley, pentru că amândoi cântă la fel de fals, fals, fals. Ăsta a fost Paul Mărăcine, man, mersi că te-ai prezentat. Faci treabă mișto, trebuie să știi că acest roz va rămâne în folclor întotdeauna ca frunză verde Mărăcine și-au bătut pula de tine. A, nu, stai, mai aveam ceva, sorry. Uitasem, dacă Spike ar fi rapper... Dan Frânculescu a fost cooptat în echipa de scenariști de la emisiunea Show de Seară, pentru că Toma și cu Sergiu au vrut să fie sigur că Vio n-ajunge cineva. Urmează Mane Voicu, deci cine are nevoie la baie... Aplauze, vă rog, pentru Mane Voicu! Adrian Nicolae, singurul om care mă face să nu fie așa rușine cu cearcănele mele. Adrian Nicolae este pentru roast, ce este Dan Negru pentru Revelion. Adică te uiți la el dacă nu ai de ales. Iubita lui a făcut parte din trupa Black Sea Girls. Pentru cine nu știe ce e Black Sea Girls, este un fel de Five Gang de pe vremuri. Așa că, Shelly, ai grijă, dacă pici în anonimat, o să te fut Adrian Nicolae. Dar bine! E bine că ai completări la glumele mele, că la ale tale n-am fost... Andrei Ciobanu scrie cărți, face radio, face filme, face stand-up comedy, toate pentru bucuria copiilor. A scris Sugio Ramona, un volum, după care a scris Sugio Andrei. Practic a dat o muie și după și-a subt-o singur. Chiar nu cred că Andrei e foarte deștept, pentru că a locuit în Cluj și a plecat de acolo, pentru că stătea lângă stadion și când suporterii strigau Forța U, el înțelegea Forța Zu și se enerva. Bordea l-a încurajat să facă stand-up comedy, a fost atât de inspirat de Bordea încât Andrei nu vorbește cu taică-su doar ca să pară că și el a fost părăsit. Vreau să fac o introducere drăguță pentru singura femeie din această seară. Este depresivă, are atacuri de panică, a început să se miște greu, în dragoste nu prea are succes, în carieră îi merge și mai rău, câinele ei de 15 ani poate să moară din clipă în clipă, iar menopauza o așteaptă la coborârea de pe această scenă. E la Voineac. Nu înțeleg de ce oamenii spun despre Ela Voineac că e lesbiană. Într-adevăr, pare genul care nu face sex cu bărbați, dar asta pentru că nu vor ei. Faptul că Spike a reușit să redevină celebru îi dă puțin curaj Elei Voineac. Marea ei șansă a fost când a murit Stella Popescu. Putea să apară în reclamele de la Catena, dar până și ei au spus că e prea bătrână. Dacă stai de vorbă cu ea, îți vei da seama că a fost părăsită de toți bărbații din viața ei. Când zic... Și când zic toți, da, mă refer și la tatăl ei. Am impresia că râs familia ei în colț. Ela Voineac a fost așa de părăsită încât dacă i-ai filmat pe toți oamenii care au părăsit-o, practic ai reface scena din Titanic în care oamenii fac cu mâna atunci când pleacă vaporul. Dan Frânculescu este un om al extremelor, dacă ne uităm la voce și la înălțime.
A fost căsătorit până acum 10 ani. Soția l-a părăsit pentru că l-a surprins masturbându-se la o poză cu mama ei. E un bătrân pervers. E singurul de aici care ar fute pe Voineag. Pe doamna Voineag. Cătălin Bordea, când merge acasă, bunica să-i bagă 20 de lei în buzunar, că așa se face la asistente. Când am fost la nuntă la el, la final a venit într-un halat în care se băgă în plicurile. Cristi Popescu e unul dintre băieții de la Una Scurtă. Pentru cine nu știe ce e una scurtă, este ceea ce faci dacă n-ai talent la improvizație. La Una Scurtă pretind că glumele sunt improvizate, dar mi-am dat seama că sunt scrise de acasă atunci când am văzut că Sergiu Florea o dă bine. Așa cum fac mari artiști care predau ștafeta, după ani de lins în cur, Radu Bucălaie i-a predat găoaza lui Geo Adrian. El mulțumindu-se cu o găoază mai mică a lui Bordea Cătălin. E din Târgu Jiu. Dacă Brâncuș era contemporan, ar fi sculptat poarta sărutului în cur. Coloana supului la infinit și masa lingerii. Geo Adrian. Geo Adrian e un om foarte nașpa, să mai spune și 112, pentru că nu te ajută cu nimic atunci când ai nevoie de el. Glumesc, de fapt, Geo Adrian e cel mai cu bun simț dintre toți oamenii de aici. Are atât de mult bun simț încât dacă te prinde făcând sex cu iubita lui, o să zic că trebuie să avem o discuție. După ce terminați. Okay. Radu Isache din Vaslui, când era mic, nu mergea la furat de cireșe, adică mergea, dar doar ca să iasă baba din casă. El de-aia a plecat în Anglia ca să o fută pe regină. Părinții lui au fost foarte supărați atunci când a plecat în Anglia, pentru că ei l-au pregătit pentru munca în Italia. Spike e atât de celebru încât micuțul a preferat să meargă la roast-ul lui Godină. Spike chiar pare cel mai cuminte rapper din lume. Deci când îl vezi, vine să-l întrebi așa, ce faci, Spike? Pare că a scris piesa Scandal când s-a certat cu niște băieți la Olimpiada de Informatică. Agresivitatea în rapul românesc e foarte ridicată, adică pornește de la B.U.G. Mafia cu Bag pula în lume, Paraziții muie garda, la familie burfași de cartier, e gașca Zurli, am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și abia după aia e Spike, mă, un nebunis al cămii, asta am putut să... Am impresia dacă o să urmeze un featuring cu Fuego. Împodobește mamă să-l cămu. Spike a avut și o perioadă destul de mare de umbră. Umbră făcută de banii tatălui său. Tatălui investitor imobiliar, de-aia pleca Spike de la Okapi, că i-a făcut taică sub propria casă de producție. Pe actuala iubita lui Spike o cunosc de ceva timp, s-au combinat când nu-i mergea așa de bine. De fapt, s-au combinat din greșeală la o petrecere organizată la Spike acasă, unde ea venise pentru taică-su. Dacă n-ar fi adevărat. Ea e actriță și s-a combinat cu el până la urmă, pentru că i-a zis că e regizor. Singurul rol pe care l-a dat e cel de gospodină la el acasă. Spike chiar e foarte bogat de mic.
Spike era așa de bogat când era mic, încât părinții îl lăsau să joace doar la casino. În maică s-a-l chema la masă, de fapt îl chema la restaurant. E onoare pentru mine să particip la rostul omului cu cele mai bune versuri din România. Mulțumesc, Spike. Sper că într-o zi să ajungi ca Biugi Mafia. Mersi. Mă nevoi cu oameni buni. O secundă. Să știe omul până unde deschip. Bă, băiatule! Până la urmă, ce pretenții puteați să aveți de la Mane Voicu? El e destul de dezorientat. E prima dată când urcă pe scenă într-un spectacol atât de departe de deschidere, știi? Ok. Vă reamintesc, mă bucur foarte mult să fiu. Urmează Radu Isac, un tip foarte cunoscut în Marea Britanie, mai ales printre tiriștii care vor să fută ceva ieftin. Aplauze, vă rog, pentru Radu Isac! Doamne Dumnezeule, ce oameni răi! Ok. Deci, Adrian Nicolae. Haideți să mai încercăm o dată. Nimeni altul decât. Ai văzut că te știau? Mama lui Adrian Nicolae îi place foarte mult să sugă pula. Mama lui Adrian Nicolae suge pula atât de bine încât taică-s-o a decis să o ceară în căsătorie. Eu sunt pic, eu m-am căsătorat de roast-uri și mai mult așa, doar vă transmit bărfe din showbiz. Ok. Sincer, mama lui Adrian Nicolae e prima femeie din lume care a fost cerută în căsătorie atunci când era ea în genunchi. Pentru că suge pula foarte bine. Și m-am gândit la asta pentru că Adrian Nicolae are buze foarte mari. Pe care le-a moștenit de la maică sa. Iar maică sa le-a muncit. Sugând pula extrem de bine. Ok. Din nou, doar bărfe din showbiz, asta vreau să zic. Melodia preferată a lui Cristi Popescu este Iubit și câinii vagabonzi, pentru că lui Cristi îi place să fută animale. E adevărat, ne cunoaștem, am mers în turneu, l-am prins cu câini în cameră. Cristi mi s-a desenuit într-o seară, mi-a spus că Radu, m-am săturat ca lumea să-mi comenteze după clipurile de pe net sau după sex. Când fut câini, nu trebuie să aflu cum li s-a părut. De când s-a apucat să fută câini, a început să devină bun la scris glume. Se poate concentra la scris glume. Serios, vedeți, are glume extraordinare în seara asta. Pentru că a fătut extrem de mulți câini. Știi că mi-ai spus în noaptea aia, în fine, poate nu trebuia... să zic la mai mulți oameni. Dar nu trebuie să-l judecați, trebuie să-l placeți pentru ce face bine. Și anume scris glume și futut câini. Dar dacă câinii ar putea vorbi... ei bine, pe această scenă nu ar mai fi fost Radu Bucălaie. Pentru că Radu Bucălaie e un fel de câine... Radu Bucălaie pare genul de om care a fost molestat în copilărie și i-a plăcut. Deci eu nu fut nimic? N-am aflat nicio bârfă cum că ai fute ceva. Șapte pagini, nimic cum că fuți tu.
Și mai nevoie că se confruntă cu mari de viață sexuale. El e pasionat de necrofilie. Păi de pula! Nu pot spune că mai nevoie cu fute cadavre, pentru că el face dragoste cu cadavre. Pune lumânări, muzică romantică, le face sex oral. Și abia când sunt umede bine, le penetrează. Încet, încet, cu grijă, să nu rupă peretele putrezit al vaginului. George Adrian este un necrofil zoofil. De asta ține el natura aia moartă pe față. Mi se pare că George Adrian aduce un pic cu Silviu Petcu de la Divertis, dar cu toții ne-am dorit să arate mai mult ca Ioan Ghiuri Pascu. Oh, aleu! Știți că Ioan Ghiuri Pascu e mort? Știți asta, nu? Mai citiți un ziar, oameni buni. Ioan Ghiuri Pascu a murit. S-a dus pe pulă. Fără nicio frână, nici. Silviu Petcu, în schimb, și George Adrian, Doamne Dumnezeule, vii amândoi. Ok. Elena Voineag ar trebui să o sară acum pe Elena Voineag, că și la ea am chestii urucioase scrise. Nu, în fine, Elena Voineag mie îmi place de ea. Pentru că noi, ca toți mondenii din România, eu știu pe tine ca un om așa, cât de cât monden de la televizor și îmi place că toată ziua oamenii de la televizor îți prin ziare că s-a futut cu ala, ea s-a futut acolo, s-a futut dincolo și nu, domnule, Elena nu se fute cu nimeni. Nicăieri, nimeni nu vrea să o fută, s-a mai spus asta, nu știam când am scris gluma. Asta știu din câte am auzit ca bârfă, am auzit că maică-sa și-ar dori foarte mult un nepot. În schimb, iar s-ar mulțumi și cu o pulă. Sunt fetițe care încă nu s-au născut la Caracal, care au văzut mai multă pulă decât Elena Voineag. Știți că a fost cazul cu violul din Caracal? Că se întâmpla la Vaslui, era amuzant. Frânculescu arată de parcă are cromozomul pe care îi lipsește, care îi lipsește lui Mane Voicu. Asta e mai cu biologie, nu? E rău și să ai un cromozom în plus. Plus. Ok, dar să nu uităm că Dan a câștigat premii din publicitate la Cannes. Iar după cum știe toată lumea, Cannes-ul nu este cunoscut pentru premii în publicitate. Bordea este atât de orfan încât el atunci când ejaculează nu spune că își dă drumul, spune că își părăsește niște copii. De fiecare dată când mă uit la Andrei Ciobanu, îmi vin două cuvinte în cap. Moldovean, borât. Spike, omul serii. Nu, no, mulțumesc. Nu, no, nu. No. E ok. No? O să fii tu omul serii dacă... Or să fie editate, o să fie editat răusul ăsta. Nu contează ce credeți voi. O să taie glumele care sunt nașpa și o să iasă cumva bine pe net. Ok. Spike, omul serii. Bârfe despre Spike. Eu credeam că nu foarte multă lume știe asta, dar se pare, da, artistul preferat al lui Spike este Madalina Manole, pentru că ea a avut curajul să se sinucidă. Wow! Paul a fost deprimat. Da. Paul a fost trist. Dar pentru că este laș, a ales să meargă la psiholog. Prelungind agonia lui și a familiei. Serio, dar nu ți se pare că taie câte-o când ți-o luat BMW-ul ăla scump? Nu ți se pare că era un fel de apropo? Dar distrează-te mai băieții cu el. Stai că tot știa că bași cocaină, nu? Știa că ai BMW? Totuși, uite dezamăgirea. Încă viu acolo în fotoliu. În fine, ce vreau să zic este că ești un cântăreț bun,
dar cum trăim fără Madalina, putem să ne descurcăm și fără tine. Acum să te văd. Doamne Dumnezeu. Ce muială. Radu Isac, oameni buni, omul cu glume de oțel și voce de căcat. I-a dat Dumnezeu de toate, da, absolut de toate, și pormă cu vocea asta l-a tras la zero instantaneu. Vă dați seama unde putea să fie? Dacă nu... E mai mult trist decât... În fine. Dar și Elena Voineaghe aici. Aflăm dintr-un interviu la o revistă online că Elena Voineag face și actorie. Pe lângă ce? Aplauze, vă rog, pentru Elena Voineag! Mulțumesc frumos pentru prezentare, domnule Gâdea. Nu, da, n-am știut că Isac o să facă ce a făcut. Nu știu, simt nevoia de un moment de reculegere un pic, dacă putem să ne adunăm. Gata. Ladies first, așa că o să încep cu Bordea. Pe Instagram te-ai pozat în frizeria stand-up barbershop. O să te rog să te ridici un pic în picioare și să faci o plecăciune în fața publicului nostru. Aceasta, mai lungă, te rog. Aceasta este definiția clientului fals. Și nu faci nimănui nicio favoare, te-a scăpat din mână mama aia Spazia și nici nu-ți mai scrie glume la fel de bune. Cât despre omul pentru care ne-am adunat absolut toți aici, Dan Frânculescu. Ce-ar mai fi de spus despre Dan Frânculescu? Nu, serios, ziceți-mi ceva de spus despre Dan Frânculescu, pentru că n-am. Am googlit Dan Frânculescu și am găsit o reclamă la prezervative. Uitându-mă la fața lui, are sens. Folosiți prezervative, anticoncepționale, Nuvaring, o vungă de la Mega, orice. Nu vreți ADN-ul ăsta. Și după ce că arată așa, mai și vorbește ca aia din reclama cu n-ai aflat încă secretul femeilor independente și până de bani? E ca și când vocea lui intră înăuntru în loc să iasă afară, ceea ce ar fi un semnal clar că nu ar trebui să vorbească. Dar cred că s-a bucurat foarte mult de acest roast. A fost o pauză binevenită de la atâta YouPorn. A stat atât de mult pe scenă încât mai îmbătrâneam 5 ani și aproape că îmi cădeau bigudiurile cu care mi-am adunat labile. Apropo, Dan Frânculescu, nu uita să-i mulțumești lui Măta din partea mea. Are labile mai scurte. Faptul că știi asta e îngrijorător. Fetelor, fetelor! Stai că nu știu cum să... Dacă n-am mai făcut de mult... Da. Așa, stai. Altul care apare în reclama No Budget la Durex, Cristi Popescu. Trist nu e că producția face ca reclamele la detergent cu Magda Catone să pară Avengers. Trist e că la un moment dat, într-o ședință, un copywriter a arătat clientului o poză cu Cristi Popescu și a zis, ăsta o să ne crească vânzările. Bă, și i-au dat și bani pentru asta. Iar asta nu ar fi una dintre glume. Din motive evidente, Cristi Popescu nu poate umbla momentan prin Caracal. Recent a trebuit să se lase și de Uber pentru că nimeni nu urca la el în mașină. Vestea bună e că va primi în curând propriul special Netflix intitulat Nu la minim 50 de metri de orice grădiniță.
De fiecare dată când George Adrian îmi dă un like, simt nevoia să șterg telefonul cu un șervețel și să-i bag un ovul în mufă. Moda cu barba asta care acoperă tot nu este un avantaj pentru George Adrian, este un mare avantaj pentru noi toți ceilalți care îl privim. Cred, în schimb, că locul lui este într-adevăr într-un club de comedie, la parcare. Aș vrea să zic ceva rău despre Mane, dar nu pot, pentru că Mane a făcut un gest extrem de important pentru mine. Eram la restaurant și a luat vin de la magazin. N-am crezut că te-am putut. N-ai luat destul. Nu zic că e zgârcit, zic că e proactiv. Și Mane, nu înțeleg de ce se ia toată lumea de nasul tău, mai ales că ochii tăi sunt la fel de îndepărtați ca mine cu rudele mele. Animalul tău spiritual e rechinul ciocan. Ok, o fi Mane urât și sărac, dar doamnelor, eu vă zic să vă gândiți de două ori, pentru că este un adevărat gentleman. N-ai zice, dar e genul care îți trage scaunul. Ca să cazi în public. El e singurul care râde, ceilalți vă cheamă o ambulanță, este o super seară. Trebuie să zic ceva și despre Radu Isac. Omul este evident retardat. Radu vorbește de parcă George Adrian l-a atins necuvincios în copilărie și Cristi Popescu acum. Cine încă mai crede că în vas lui nu se practică sexul între frați, ar trebui să se uite mai atent la acest biet rezultat. Și până și ăsta a reușit să se mute în Londra. Îl urăsc pe Radu Isac, mă face să-mi dau seama că nu am făcut nimic cu viața mea. Radu Bucălaie. De fiecare dată când îl vezi, Bucălaie vine de la dentist. Niciun dinte din gura aia nu e al lui. Doar 28 de ani și a intrat în descompunere. E the curious case of Bucălaie. Omul promovează progeria. Fiți atenți că până la finalul show-ului mai cad o măsea. Când s-a făcut primul roast din România, eu eram pe scenă, Bucălaie era la sunet. Când s-a făcut al doilea rost, eu eram pe scenă și Bucălaie făcea o treabă extraordinară, ca plasatoare. Doi ani mai târziu, el are turneu în toată țara, în timp ce eu stau acasă și mănânc parizer. Așa că vă întreb, cine îi face curat acasă la micuțul? Andrei Ciobanu probabil l-ați văzut în copilărie luându-și-o la labă prin boscheți. Altfel nu-mi explic cariera ulterioară bazată pe misoginism. Andrei, nu o să te întreb ce fată te-a refuzat atât de nasol în trecut. Este evident că toate. Acum Andrei s-a făcut mare și are o prietenă superbă cu al cărei cur se pozează mereu pe Instagram. E foarte smart la faza asta, e nevoie de un super cur ca să distragă atenția de la un cur. O persoană care îi place să bea singură, să petreacă timp de calitate cu unicul prieten, pisoiul Boris, și să înjure lumea la poartă. Din dorința de a se lepăda de sine, Paul Mărăcine și-a ales cel mai decăcat nume de scenă. Așa se face că avem Maximilian, Ombladon, Uzi și Spike. Zici că ești buldogul simpatic al hip-hop-ului românesc. Nu-mi vine să-ți cumpăr muzica, îmi vine să te șterg de bale. Fire autodidactă, orice nu știe să facă, Spike caută tutoriale pe YouTube. Așa a descoperit muzica. Lui Tudor Gheorghe. A fost nevoie doar de o legendă în vârstă de 74 de ani și de hitul altcuiva ca acest artist atât de original să revină în playlist. Fire solară, lui Spike îi plac plimbările lungi prin cimitire. Să se îmbrățișeze singur chircit într-un colț al camerei și să se bucure în voie, ca noi toți de altfel, de un atac de panică bun. Acum să nu credeți că Spike nu a fost atins de sărăcie. A fost atins de sărăcie când s-au urcat niște copii în Rahova pe X6.
Și chiar a fost o zi nasoală, a trebuit să spele toată sărăcia aia de pe mașină. Nu, serios, ca orice rapper care se respectă, Spike știe să ne spună despre greutățile vieții, pentru că a trecut prin ele și de data asta chiar nu glumesc. Chiar a existat o zi în care maică-sa nu i-a tăiat șnițelul soldăței. Ieri. Și cu toate astea, Spike se află astăzi aici. Iar eu tocmai am realizat un set întreg de glume fără nicio pulă. Exact ca toți colegii mei de aici. Bravo, ție! Cinste ei! Mulțumesc! Așa. Bravo, Ellen. Știi că pe nebun nu trebuie să-i contrazici. Bravo. Elena Voineag, o fată care a ajuns foarte departe, având în vedere că arată ca ceva în care ai călcat. Oh! Dacă îți place așa de mult, ia-o de nevastă și fă-i un copil cu altă femeie. George Adrian este aici. George Adrian, sau mâna a doua, cum îl cunosc chelnerii de la The Full, pentru că el îl masturbează pe micuțul când Radu Bucălaie are spectacol. Aplauze, vă rog, pentru George Adrian! Mulțumesc! Adrian, trebuie să recunoaștem, este tatăl prezentărilor de rost din România. Cătălin, tată, e cineva care nu-și abandonează copiii atunci când merge cu autobuzul. Elena, copii, e ce se formează atunci când lichidul pe care tu îl ștergi de pe față intră într-un vagin. Andrei, vagin... E ceea ce se usucă în sală atunci când apar pe scenă. Adrian se pricepe la cărți și la oameni. După ce a citit Idiotul, mi-a spus: băi, eu cred că Bucălaie are un viitor în comedie. La recomandarea lui am citit 1984, nu cartea, lista bărbaților cu care a fost Voineag. Dar totuși să nu uităm că Adrian este un actor nominalizat la premiile Uniter pentru rolul din Mobilă și Durere. O piesă despre ce este și ce simte Bordea în fiecare seară la Capatos. De asemenea, nu știu dacă ați observat, pe frunte Adrian are o cicatrice și am aflat povestea ei. Se pare că este un accident de muncă, Adrian lucra la ceva, stătea în genunchi și... când a ridicat capul, s-a tăiat într-o cataramă, asta s-a întâmplat. De atunci micuțul nu mai poartă curele, nu mai poate. Bineînțeles că e o glumă, este o poveste mult mai tragică. Din păcate, Adrian a trecut printr-o operație foarte grea. Medicii au făcut practic o gaură în cap, încercând să-i scoată bășinile astea de artist din cap. Cătălin Bordea este aici, sau brânza cu mucegaia comediei românești, cum îmi place să-i spun. În sensul că pute, dar are și ceva nobil, știi? Și cu toate că el a plecat de multă vreme din Todireniul natal, el n-a pierdut acea conexiune cu pământul. Asta mulțumită Liviei, care îl ține sub papuc. Serios, e atât de sub papuc că dacă te uiți printre tatuajele de pe spate, are imprimat un 36. Lui Cătălin îi plac foarte mult accesoriile, îi plac inelele, brățările, însă accesoriul lui preferat e lesa de la Livia pe care o poartă în fiecare zi. Evident, Cătălin, glumesc, știm cu toții, Livia este o femeie extraordinară. Pentru cine nu știe, Cătălin și Livia s-au cunoscut acum mai bine de 7 ani. Ea era din Măcin și el era măcinat de băutură. Dar ea l-a privit în ochi și brusc a simțit căldură. Pentru că Bordea îi se pișase pe pantofi.
Dan Frânculescu, acest rege neîncoronat al bolilor venerice. Abecedarul bolilor venerice, cum îmi place mie să-i spun. Dacă bolile venerice s-ar colecționa, Dan ar avea dubluri. Ceea ce e bine că ar mai schimba cu ce dubluri are Voineag. Se ajunge la un numitor comun. Și cu toate acestea, Dan Frânculescu face reclamă la Durex. Serios, să-l ai pe Frânculescu într-o reclamă la prezervative e ca și cum l-ai avea pe Hitler într-o reclamă la dușuri. Sau bucălaie la pastă de dinți, în caz că... Lui Dan îi place foarte mult să bea. Ficatul lui e atât de mărit încât hepatita ar fi o binecuvântare. Arată atât de rău ficatul lui Frânculescu că a început să semene cu Cristi Popescu, serios? Adică e palid, cocoșat și șoptește noaptea, asta ar fi una dintre hepatite. Frânculescu a fost părăsit de soție pentru că avea o problemă cu drogurile. Practic, atunci când soția lui a spus, gata, aici trag linie, el a spus, trage, că eu trag deja. Radu Isac este aici, omul care poate să-și bage nasul unde nu-i fierbe oala de la o distanță considerabilă. Când ne-am văzut mai devreme, n-am știut dacă să-ți întind mâna ca să te salut sau să-ți întind mâna cu firmituri în ea să ai ce ciuguli. Dar trebuie să recunoaștem, Radu are un nas pentru comedie și pentru a adulmeca droguri în aeroport. Radu este un comediant al comedianților, în sensul că alți comedianți îl privesc ca și exemplu, iar exemplul este așa, nu. Radu este atât de autist că îl face pe Mane să pară sufletul petrecerii. Și cu toate acestea, el este o poveste de succes. El a plecat de jos și în foarte scurtă vreme a ajuns la BBC. Babe, bețive, crăcănate. E totuși din Vaslui la ce vă așteptați. Popescu e aici. Omul care a dat sida, maimuței care a dat sida oamenilor. Dacă Popescu ar fi fost un personaj de bază, înainte să-și trimită fii în lume, împărații i-ar fi sfătuit să te ferești de omul roșu, de omul spân și de omul prost. A, și pe lângă Cristi Popescu ai grijă și la zmei. De câte ori văd pe Cristi, pare inconfortabil, pare că se chinuie să ascundă o erecție pe care o ține în cur. Cristi arată atât de mult ca o pulă încât de fiecare dată când face duș rece se micșorează. Și ajung și la Radu, bunul meu prieten și coleg de facultate. Îmi place la el că Radu a descoperit încă din timpul facultății că secretul succesului este Constanța. Iar Constanța este bunica lui la care a locuit în timpul facultății. Radu s-a căsătorit anul acesta, iar naș este nimeni altul decât Cătălin Bordea. Radu l-a ales pe Bordea pentru că cu Badea nu se mai înțelege așa bine și micuțul era prea scump. Soția lui Radu este o actriță foarte talentată. Ea, din păcate, nu mai face teatru. Noroc cu Radu că este foarte slab și ea mai calcă pe el din când în când să pună piciorul pe scândură. Bravo! Andrei Ciobanu sau acest păsăr lăț lungil al stand-up-ului românesc. Și lăț vine de la lăței. Nu, maică ta mi-a zis. De fiecare dată când intră într-o cameră, Andrei are atitudinea aia arogantă, atitudinea de voi știți cine e iubitul meu? Și nu înțeleg de ce face asta, știm cu toții că e Ionuț Rusu. Din ce am văzut, Andrei Ciobanu își iubește foarte tare mama, o alintă în toate postările, îi spune mamițica, ceea ce e foarte frumos. Andrei Ciobanu își iubește atât de tare mama, încât atunci când o scoate în oraș, are un prezervativ în portofel. Și acum urmează o glumă facilă, dar adevărată. În poze, Andrei Ciobanu suge burta mai mult decât suge Elena Voineag, pofta de viața publicului atunci când apare pe scenă. Pișichier. Mare pișichier. Credeați că zic pulă, este? Nu, Elena Voineag nu suge pula.
pe mai puțin de 50 de euro. Ceea ce mă aduce la draga și buna Elena Voinag, sau Taxi Pelicanul, cum mi se mai spune printre comedianți. Pelicanul pentru că are gușă, Taxi pentru că în ea încap patru odată. Și dacă se dezbracă și te uiți în jos, vei vedea că are maimuța. Elena a fost VJ la MTV într-o perioadă în care MTV-ul era relevant. Asemănarea dintre cariera ei și numărul bărbaților din viața ei e că oricând ar putea face un top 100. Bine, asta în tinerețe, că de mult n-a mai avut un new entry. Ca actriță, Elena a jucat în spectacolul Steaua fără nume, rolul domnișoarei Cucu, ceea ce este ironic pentru că domnișoară nu mai e și nimeni nu-i mai arată de mult Cucu. Omul serii, invitatul de onoare sau cum îi spun oamenii de la dezintoxicare, vă mai așteptăm. Spike bagă orice droguri în el, dar preferatele lui sunt substanțele cu efect psihoactiv sau, cum le zice el, droguri psihedelicioase. Ce frumos, ce drăguț. Spike face rap, dar este și un tip introvertit și retras. E un fel de golan sensibil. Practic, el ar sări la bătaie pentru tine dacă bătaia ar fi cu perne. Paul, ești precum comunitatea romă din România, în sensul că ai fost mereu prezent în societatea noastră, dar nimănui nu i-a păsat de tine până ai început să faci manele. Bine, bine. Bine. Spike a crescut într-o familie foarte bogată, o familie atât de bogată încât atunci când mergea la școală și copiii spuneau aragaz cu patru ochi, el le răspundea, e plită electrică, proștie. Eu o să plec acum de la microfon, nu înainte de a-l chema pe Adrian într-un mod în care e obișnuit de la micuțul. Hai, Beatu! Haide! Chiar am crezut că o să fie ceva să mă rupă, Dana. George Adrian întotdeauna mi-a creat senzația că adună păr de pe jos din frizerii și îl miroase. Nu spun că face asta, spun doar că dacă te uiți la el, nu poți să spui cu certitudine că nu face asta. Cătălin Bordea e aici. Cătălin Bordea e încă o pipiță din showbizul românesc care s-a căsătorit cu impresarul. Aplauze, vă rog, pentru Cătălin Bordea! Mulțumesc, o să fiu scurt. Exact ca tine în pat. Yeah. Sau lungi, băieți, așa că chiar o să fiu scurt. Sper din suflet să ies cu bine din chestia asta. Asta a zis și ultimul bărbat care a făcut dragoste cu Elena Voineag. El n-a mai fost văzut. Și acum, dacă ascultați cu atenție, țip, ajutor, ajutor. Am vrut să fac lume despre cât mult, despre cât de mult sex faci și așa, dar n-am putut să inventez căcaturi doar să-mi iasă glumele. Deci n-am putut. Jur, femeia asta e atât de frigidă încât singura chestie care o mai omezește e propriul pișat. Vă jur pe ce am mai spus. Și că tot vorbeam de oameni radioactivi, Popescu e aici. Chiar au dreptate băieții semeni cu... fratele malefic al lui Mr. Proper. Așa te și chemau la spitalul de nebuni. Frânculescu e aici, pentru că Popescu nu merge nicăieri fără iubitul lui. Frânculescu pe scenă e exact cum e machiajul pe fața lui Voineag. Inutil. Geo, îți mulțumesc pentru glumele făcute. Voi nu-l știți pe Geo, însă femeile care au fost urmărite de el în parc îl cunosc după Parpalac. Bucălaie, sărăcuțul. Să știi că tu în stand-up ești ca o groapă în asfalt. Toată lumea te ocolește. Singura chestie incredibilă pe care ai făcut-o e că după ce te-ai apucat de stand-up ai îmbătrânit mai tare decât părinții tăi.
Ghicitoare, cum se numește un moldovean care atunci când pleacă din țară este mai sărac decât atunci când locuia aici? Radu Isac. Deci după ce te-am văzut aici, eu am impresia că lui maică ta când te-a născut i s-a rupt rachiu. Ciobanu, prietenul meu, Ciobanu există în comedie doar pentru că impresarii de stand-up din când în când trebuie să dea rest. Mane, pe nu-l cheamă Mane, adică îl cheamă doar Voicu, dar Mane este un pseudonim, el și-a schimbat numele pentru că nu vrea să-l găsească mama lui, care încă-l caută să-l avorteze. Spike, salut! Fost dansator în trupa Paraziții. După aia și-a făcut trupa lui, Spice Ghesu. Acești trupa Andre ai hip-hopului românesc. Și la fel ca și fetele din trupa Andre, unul a luat-o într-o parte, celălalt în cealaltă. Are stări de anxietate, bipolaritate, depresie, e trist, plânge din senin. Se pare că atunci când ai bani, chiar le ai pe toate. Melodiile lui pe care eu le ascult cu plăcere sunt inspirate din realitate. Una dintre ele e Încerc și tot încerc. Se referă la lupta lui acerbă de a termina dracuată liceu. Ești cel mai morocănos om pe care l-am întâlnit eu vreodată. Deci omul ăsta e atât de morocănos încât sunt sigur că atunci când ai ieșit din maică ta, tu n-ai plâns ca ceilalți copii, ci te-ai plâns. Ne-am răzbioi! Nu vreau! E o mizerie! Unde vreau? Singurul rapper cu pisică. Singurul! Păi și e frumoasă, jur, e frumoasă! Și-i seamănă așa și aia e botoasă și morocănoasă. Vom distruge lumea, vom distruge lumea. Boris, pisica lui, și-o iubește foarte mult. Chiar o iubește foarte, foarte mult. Face poze cu ea, apar foarte apropiați. Nu zic că își fute pisica, nu zic. Că m-a rugat înainte de spectacol să nu zic treaba asta. Spike are un trecut sexual atât de dubios încât în Germania îi se spune herpes. Îl știți, îi ascultați muzica, e genul de om care te poate surprinde prin complexitatea gândirii, prin versuri extraordinare, dar când vine vorba de droguri, e liniar, deci nu e... Spike seamănă mult cu aspiratorul meu, adică amândoi fac la fel de mult zgomot, sunt la fel de interesant și când vă praf, trag tot. Mi-ești un prieten ok. Știi, un prieten ok. Pentru mine Spike e ca Dumnezeu, vă jur pe ce mai sunt. E ca Dumnezeu. Și unul și altul, când îi rogi ceva, te ajută. Fix pula. Și în încheiere vreau să spun că te iubesc și că ești la fel de nebun ca noi, îl ai pe vino încoa și pe du-te morții tăi. La aia, transpira Bordea. Cătălin Bordea, oameni buni, într-un scurt moment de libertate și acum înapoi sub gheata de Kangu Jam sa nevestei. Nu știți voi, mă. Cristi Popescu urmează să vină aici. Cristi este... Hai să zicem pe aia drept. Arată slinos. Cristi Popescu arată ca gândurile lui Dan Frânculescu. Partea bună la gluma asta e că merge și invers. Aplauze, vă rog, pentru Cristi Popescu! Hei, bună seara, bună seara! Adrian Nicolae e actor. Pentru el un casting bun înseamnă să-l servească cu alune. Ca orice actor, este foarte greu să aleagă între teatru sau film, așa că până se decide, joacă în reclame la Salam. Preferă rolurile pozitive pentru că e teamă că la cele negative trebuie să aducă el Salamul de acasă. Visul său ca actor este să-l joace pe Hamlet, crezând că Hamlet e un brand de șuncă. Cătălin Bordea, omul care tace cel mai bine din tot showbizul românesc,
Este cea mai bine plătită plantă decorativă de pe TV. Prietenia cu micuțul l-a obligat să devină vegetarian pentru că micuțul îi tot lua carnea din ciorbă. Dar dintre comedianți, Bordea se îmbracă cel mai bine, însă hainele sale nu rezistă mult, pentru că, fiind din Botoșani, el încă se mai dă cu spray direct pe haine. Ce frumos! Și-a cumpărat o sală de forță pentru că scăpa Bășin când împingea la piept. Și era deranjant pentru cei din jur. El nu avea o problemă pentru că e obișnuit cu mirosul de pe platou Extra Night Show. George Adrian arată ca un barista din Slatina. Arsenie, cum îi zic prietenii lui taximetriști. Pe scenă la stand-up, George se agită foarte mult. Este ca un bloc care nu a fost reabilitat termic. Adică consumă multă energie fără rost și la intrare miroase a pișat. Frâncu e așa bătrân că la orice cumpără primește garanție pe viață. E atât de bătrân că își cheamă prietenii în vizită să le arate teletextul. Nu se vede acum, dar atunci când merge, pare că tocmai a fost lovit de o mașină și s-a căcat pe el. La el n-a venit niciodată Moș Nicolae că îi puțeau picioarele de mic. Dan e ca un cimpoi uitat în dembara, care din când în când mai scapă aer. Orificiile sale sunt atât de uzate că atunci când intră în piscină, apa clocotește. Mane Voicu. Mane arată ca un Mihai Gâdea, dar mai prost. Face stand-up de la 16 ani și încă nu vrea să accepte că a fost o idee proastă. Cum ar spune Spike, Mane, ești aici de pe vremea când era cazul să te cari. Pe lângă faptul că are nasul mare, Mane Voicu e și actor. A jucat în toate pânzele sus, unde a interpretat Cârma Vaporului. Cu fața aia nu știi dacă să râzi sau să-l chem la tine să dai calorifelele vechi. Radu Isac putea fi sărac în România ca Mane Voicu, dar a preferat să fie sărac în Anglia. E așa sărac în Londra că atunci când s-a dus la Muzeul Figurilor de Ceară a buzunărit toate statuile. Radu pare așa dezorientat în viață că lumea îi dă indicații pe stradă chiar dacă el nu cere asta. A plecat în America și apoi în Londra să ne arate că el poate mai mult decât noi, restul comedianților de aici din România, și a reușit, acum are cont de Twitter. Engleza lui Radu sună ca și cum Ion Iliescu ți-ar da indicații pe Waze. Radu Bucălaie, acest costel fără talent, când ridică vocea pare castrat chimic. Bucățile lui de stand-up de pe YouTube sunt așa de triste că trebuie să te uiți apoi la un reportaj recorder ca să te mai înveselești un pic. Ca actor a jucat în serialul Umbre, Umbra lui Bordea și Umbra lui Micuțu. Andrei Ciobanu, această stea a literaturii române, zic stea pentru că nimeni nu i-a dat mai mult de o stea pe Goodreads. După ce filmul său a apărut pe Netflix, a viralizat expresia Netflix and cringe. Întreaga lui carieră se bazează pe subt. A sub la stand-up, suge la radio, suge la scris și dacă e să ne uităm după comentariile de pe Grindr, suge chiar și la subt. Andrei Ciobanu e atât de cocalar că el chiar a căutat pe net să-și cumpere jante de piele la mașină. Postările lui pe Facebook sunt mai lungi decât labile lui Voineag. A recunoscut și ea. La auzul veștii că Ciobanu mai are o carte în lucru, pădurea amazoniană și-a dat singură foc.
Oriunde dă interviuri, insistă să spună că nu a făcut bani din cărțile sale, ceea ce e și mai grav înseamnă că a scris mizerile alea din plăcere. Elena Voinag, mai enervantă decât mesajele Ro Alert. Noaptea se bate singură cu șlapul să creadă vecine că face sex. Dar a părăsit-o și șlapul pentru că a luat herpes de la ea. Elena Voinag arată ca depresia lui Spike, superficială și disperată după atenție. Ea știa secretul femeilor independente și pline de bani înainte să devină mainstream. E așa urâtă că muncitorii se apucă de muncă când trece pe lângă ei. Și ajungem la omul serii, Spike, după ce majoritatea vedetelor adevărate au refuzat să fie rostuite, iată soluția de compromis, Spike. Spike, acest copil răsfățat care n-a fost bătut când era mic, asta ești, bro. Spike sau țeapă, cum îi zic cei cărora le datorează bani. Spike a dezamăgit foarte mulți tineri care voiau să caute Spike, dar nu știau cum se scrie. Dar și foarte mulți părinți care încercau să vorbească pe Skype cu rudele din America. Damn. Merge la sală cu Bordea și e tot timpul pregătit să fugă repede la chioșc, în caz că rămâne Bordea fără țigări. Grasul XXL l-a luat cu el în concerte ca să-i mănânce sandvișurile. Spike suferă de boala generației noastre, depresie, dar și de hemoroiz, pe care i-a luat de la Bordea. Când s-a dus prima dată la terapie, a zis că el e sănătos, dar a venit acolo pentru prietenii lui Salcâmii. Adevărul e că Salcâmii n-au înnebunit, doar s-au plictisit de muzica lui. S-a apucat și de regie pentru că se plictisise să fie mediocru doar în muzică. Nu știe multă lumea asta, dar prietenia cu Bordea i-a indus atacurile de panică. Că Bordea venea beat noaptea la el la ușă să-i arate bicepsul. Bordea venea la el pentru că avea nevoie de o figură paternă. Spike îl primea pentru că avea nevoie de o asistentă. La un moment dat, Spike a fost cel mai căutat regizor de videoclipuri pentru că tot pierdea cardurile cu filmări. I se spune Eminem al României pentru că poartă șapcă. Îi place să fumeze trabucuri, ceea ce se potrivește perfect cu salutul lui Pupi Iubi. A făcut singur videoclipul pentru piesa Salcâmii și a ieșit un screensaver demn de Windows 98. Apreciem că ai avut curajul să vorbești despre depresie și vulnerabilitate într-un gen muzical în care totul se bazează pe coaie. Cristi Popescu arată mereu ca ultima fotografie în viață cu Cristi Popescu. Andrei Ciobanu, ultimul om. Andrei Ciobanu a debutat de curând în film, unde joacă un tip amuzant. E normal pentru amatori să aleagă roluri nepotrivite, așa că din colegialitate am făcut o listă cu personaje care i s-ar potrivi mai bine. Curierul care nu găsește nicio adresă din prima și n-are umor. Tăticul de la ședința cu părinții, care nu înțelege de ce e nevoie de manuale și n-are umor. Sau, desigur, gazda unei emisiuni de radio în România. Aplauze, vă rog, pentru Andrei Ciobanu!
Pentru cine se întreabă, la capatos. Da, Adrian Nicolae, care este actor. Deci poate să fie și dramatic, poate să fie și deștept, poate să fie și amuzant, atâta vreme cât îi scrie altcineva textul. Bine, glumesc, Adrian Nicolae este chiar un actor de teatru excelent. Bine, eu personal nu l-am văzut, dar mi-a spus gagică sa. Care personal nici ea nu l-a văzut, dar i-a spus maică sa. Care personal nu l-a văzut, dar aia este Adrian. Bordea este din Botoșani și nu știu dacă știți, dar Botoșani este locul în care se găsesc cel mai greu țigări, pentru că taică-s-o a plecat acum 25 de ani să-și cumpere și nu s-a întors. La cum îl știam pe Bordea, nu credeam să se așeze vreodată la casa lui și, bine, nici n-am făcut-o, că e casa lui nevastă-sa. Dar nevasta lui Bordea este foarte frumoasă și mă surprinde treaba asta, pentru că atunci când eram mai tinerei, Bordea futea absolut tot. Bă, tot. Nu avea decât două principii. Să fie femeie și să-i bată inima. Și în funcție de cât de beat era, renunța ba la un principiu, ba la altul. Dan Frânculescu împreună cu Sergiu Toma și Cristi Popescu au o emisiune online care se numește Una Scurtă. Și dacă erau să fie 100% sinceri, emisiunea s-ar fi numit Toate Scurte. Radu Bucălaie. Am citit undeva că Radu se pregătea să fie inginer electronist. Păcat că a abandonat cariera aia, fiindcă acolo ar fi avut priză. Părul lui Cristi Popescu e de față. Că pe cap nu e. Cristi Popescu mi se pare că e omul pârtie, că între barbă și părul de la cur e practic derdeluș. George Adrian, dacă vă întrebați cumva unde s-a dus părul lui Cristi Popescu, iată, este pe fața lui George Adrian. George arată de parcă e un vârcolac care undeva pe la jumătatea transformării a zis: păi, eu-mi bat pula, rămân așa. Stilul lui Radu Isac seamănă foarte mult cu stilul lui Jerry Seinfeld, în sensul că englezilor nu le place. Și, pe bune, fetelor, nu e așa că Radu Isac pare genul de bărbat pe care l-ați luat acasă? Să vă repare scurgerea la cadă? Radu Isac, după cum s-a zis, e din Vaslui și s-a mutat în Anglia. Acum nu vreau să spun că vasluienii violează babe sau ceva, dar când s-a mutat Radu în Londra, regina și-a dublat paza. Și apropo de babe pe care nu le fute nimeni, m-a nevoie cu aici. Nu l-aplaudați că se sperie că nu e obișnuit cu așa ceva. Vă vine sau nu să credeți, Mane Voicu este în stand-up românesc de un deceniu. În 10 ani de stand-up, Mane a făcut mai multe deschideri decât un proctolog obsedat de muncă. Și dacă nu era suficient că are același succes pe care l-avea la 16 ani, are și aceeași mustață. Elena Voineagă e aici în seara asta, o cheamă Elena, dar oamenii care o plac îi spun Ela. Ne bucurăm că ești aici, Elena. S-au făcut multe glume despre vârsta doamnei Voineagă, dar... Dumnezeu chiar nu merită să fie tratat așa de tineretul din ziua de azi. Serios, mi se pare că merită mai mult respect, pentru că nu știu dacă știți, dar Elena Voineagă a luptat la Revoluție. Aia din 1848. Nu, dar chiar glumesc, mă bucur că avem aici și o reprezentantă a sexului... celălalt. Spike! Hei, Spike este omul care practic ne-a forțat să punem manele pe radio. Dar orice s-ar zice, Paul este genial. Fac aia niște covrigi, wow. Fin. Îți spune de ce s-au nebunit Alchimia, au nebunit de câte ori au auzit pe radio manele. Spike mi-a amintește foarte mult de Snoop Dogg și nu la mesaj sau la stil sau la culoarea pielii, dar mirosița iarbă. Piesa mea preferată a lui Spike este Nu ne-am născut în locul potrivit. Ok, știu că piesa aia lui Ghesu, dar și Salcâmia lui Tudor Gheorghe și tot pe el lăudăm, așa că... Prin muzica lui Spike se pișă pe societate și în seara asta societatea prin noi i-a răspuns cu aceeași monedă. Piesa lui Spike a fost pe primul loc în trending. Ceea ce e foarte tare, că nu reușești oricine chestia asta. Cred că va intra în istorie alături de alți giganți, precum Five Gang,
Carmen de la Sălciua. Și episodul 3 din Insula Iubirii. Acum, eu am înțeles că ai făcut ceva bani din piesele astea, ultimele două, că au fost difuzate foarte mult pe radio și abia aștept să văd cum îți arată implanturile de păr. Mi se pare că în ziua de azi, dacă vrei să fii un rapper unic în România, trebuie doar să ai păr. Pe bune, dacă intri într-o cameră cu Spike, cu Kelu, cu Guess Who, cu Uzi și cu Cabron, îți vine să-i întrebi dacă doare chimioterapia. Spike, îți mulțumim că ai fost în seara asta, mulțumesc de invitație. Seară bună! Mare drag! Bă, ce-ți te minte, a fost mediocru. Dar... slavă Domnului, pe YouTube sunt o mulțime de oameni care ne-au terminat top clase, așa că... Noi atât am avut de zis despre Spike, e rândul lui Spike, să... Îți readuc aminte că aici nu suntem într-o piesă de ale tale, te rog să nu te văicărești într-una. Dacă te-ai supărat, nu uita să scrii o piesă despre asta, că doar ești artist. Doamnelor și domnilor, omul serii! Vocea plângăcioasă a unei generații! Aplauze, vă rog, pentru... Săpăi! Mulțumesc, mulțumesc! A adus 200 de... Salut, eu sunt Paul. Nu fac stand-up, deci... Ok, bun. Deci, Adrian Nicolae a jucat în, într-un beci la poker ieri banii 600 de ron de la cele două luni de piese la teatru și a pierdut. De-aia arată așa aici. El este îmbrăcat de scenă acum. Am rupt, ți-am zis că am rupt. Bă, nu e rău, dar leagă-le! Atât am avut despre tine, adică n-am ce să așa. Încă vă să citesc, adică... Am lăsat copilul în pace. Gata, mă lăsați în pace. Vrei să te împuște, taică? Ce, o glumă mai proastă decât asta, Radu Isac, care s-a apucat de stand-up pentru că în Anglia, de unde vine, sau a ajuns, i-au spus prietenii de pe șantier că e amuzant. Bordea nu mai e aici, pentru că a slăbit foarte mult. Și aparent, în stilul ăsta, inevitabil va dispărea și din stand-up-ul românesc. Andrei Cioban nu este genul de om care are gusturi specifice când vine vorba de șlap și semințe. Este scriitor, cum e Bordea amuzant. Bucălai inteligent sau Isac cunoscut. Cristi Popescu o seamănă cu actorul principal din Breaking Bad. Adică ar putea lejer să joace rolul unui comedian bolnav de cancer. Atât. Vreau să te mai fac homosexual și ceva legat cu Frânculescu, dar am zis că mă pun asta. Știți filmulețele alea cu boschetari, luați de pe stradă, tunși bărbierit și duși la muncă? Aplauze pentru Geo Adrian. Sau... domnul Geo, cum nu-i spune nimeni. Sau omul cu barba de aur, lucrează ca model recepționer la barbershop-ului Micuțu. Felicitări, Geo, ai ajuns la rostul ăsta pe barba ta. Și... spre deosebire de Adrian, care a ajuns pe buzele lui aici. N-am terminat. Geo încearcă din răsputeri să ajungă, să nu ajungă ca Bucălaie căsătorit, cărunt și ignorat de Micuțu. Hei! Radu Bucălaie are un tatuaj cu Spider-Man pentru că îi place foarte mult să atârne. Asta-i.
A fost blestemat de Mane să iasă un fir de păr alb de fiecare dată când suge pula sau orice în deschidere la orice stand-up-ă. Elena Voineag. Puțină lume știe că Elena a fost prezentatoare la MTV. Asta nu mai contează. Elena a... De ce zic Elena? Mă rog. Elena apare doar la rostul... La... Ah. Calm, Paul, calm. Relaxează-te. Sunt niște terminați în fața ta, oprește-te. Elena apare la... Elena Voineag apare la roast-uri doar pentru că e prea bătrână să mai sugă pula pe bani? Îmi vine să sun la tine la ușă și să fug, să fac asta odată la 20 de minute, să ai și tu senzația că se fute cineva cu tine. Și vă las cu asta, Dan Frânculescu este ca ținutul secuiesc, are vocea groasă, demnă, mai face gălăgie din când în când, dar în general suge pula. Da-te așa. Terminat cu asta. Mai am două foi aici, pentru că nu sunt deloc bun la... Să-mi pun ochelarii să citesc mai bine. Eu nu mai zic nimic, nici nu trebuia să mă complic. Sunteți mult prea mediocri, zici că-i rostul uspic. Glume gratuite lui Voineag trebuie să explic. Când te aud nu mi se scoală pula nici măcar un pic. Îți plouă în gură când mă vezi extraterestru, cum ce-ar linge reciproc Elia Bordea cu Popesco. Hai Popescule, noi știm că-ți plouă în gură. De când ți-a spus Nicolae, mi-a ieșit ceva pe pulă. Că Nicolae Adrian e un pervers, el poartă rochii să crede Miss Univers. Și ca actor, frate, super talentat, l-am văzut pe videochat la Frânculescu în privat. Eu cred că ați încurcat programul, să vă fut pe toți mai rău decât eu aia lui Ciobanu. Ce Andrei, ți-am găsit eu jucăria? Noi știm toți că nu ți-a subt-o nici Ramona, nici Maria, nici Elena, nici Voineag. Păcat de tine, boaie, uite titlul nou de carte, hai de suci o bucălaie. Dar bucălaie, să știi că e începător, cum e de vreo 12 ani și la roastul următor. El mai deschide la băieții mari, la show-uri, uși, sticle, șlițuri și cadouri. Cred că vi s-a urcat la cap, ați fugit toți după stand-up, mai departe ca Radu Isaac. Și Isaac arată vai de morții lui, Isaac arată ca Isaac după o săptămână în vas lui. Și cine are coteți cu perdea și gemuleți? Hai, zile domnul Geo, zile domnul Geo. Cine e depresiv, are barbă țâmbăreți? Zile domnul Geo, zile domnul Geo. Zi pe cine fut curvele din milă și dispreț? Și când dă și el o muie, n-ajunge la omuleț. Bordea să știi, s-a schimbat, ții minte cum te alina nevastă, dar să fii bărbat, zi. Cine-i târfa mea sportivă, lesbiană, mică, proastă, feministă și bețivă? Și acum te știe toată țara, zranțu, ai uitat când te îmbrăcai în zrențe de la Zara? Și păpușico, vezi că ai gura mult prea mare, poate-ți fac implant de păr cu părul meu de pe picioare? Hai gata, mă retrag, sunteți toți doar niște pizde, mai puțin Voineag. Wow, nu cred că s-a terminat și l-am uitat pe Mane Voicu. Stai, pe cine? Da, exact. Ridicăm pe brațe.